este folosit. Pentru că în ceea ce urmează o să vedeți și testul. Și prima dată am filmat testul, n-am mai apucat să filmez partea asta de început și am revenit. Am filmat această parte după test. Este o fumigenă de la Triplex. Dacă am tot rămas la produsele Triplex în ultima perioadă și am zis, cred că dacă am upgradat, nu știu cum o să încarc clipurile, dar am zis la clipul cu Thunder Crackling că ar fi timpul să pun și un test de fumigenă și am zis să pun testul cu fumigena de la Triplex. Codul este TXF933. Nu știu cât de ok se vede, se vede. Liniuță 8. Acea liniuță 8, acel 8 este pentru culoare. Sunt mai multe culori și codul rămâne același cu 933, liniuță 1234 și așa mai departe. Dar avem și codul SP9027B2. Codul acesta este cod de Super Power, firma Super Power. Deci, cei de la Triplex au preluat și au produs și ei produsul care o produc cei de la Super Power. Dacă e să căutăm să găsim această fumigenă de la Super Power, cel mai probabil o să vedem că producătorul este aceeași Sky Pioneer International Industrial Co. Ltd. bla 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 China, da? Bineînțeles, aici importatorul este Triplex, acolo ar fi Super Power. Producție 2017, valabil 10 ani. Bineînțeles, păstrat în condițiile prevăzute de producător. Este P1, nu v-am spus categoria, este P1. Deci, în mod normal, ar trebui să se poată folosi și în România. Dar unde putem folosi fumigenă în România? Acum nu știu, nu sunt ultras pe stadioane, da, la ședințe foto, bine, nu în mijlocul orașului, da, te-a pus să faci ședință foto în centrul orașului și afume acolo pe toată lumea. Nu știu, gen în natură, pădure, câmp deschis, habar n-am, la tine în grădină. Deci, P1, asta înseamnă că le folosești și în România, dar în anumite condiții prevăzute de lege. Ar ține circa 60 de secunde. Charni, adică negru. L-avem aici și în engleză. 35 de grame per stuca per bucată. Dar hai că am vorbit deja prea mult. Vedeți și testul. Și este destul de practică. După cum se vede, are aici partea de aprinzător. Acum nu știu cum să se vadă pentru că suflă destul de, mă rog, tare. Suflă vântul. Sper să iată să totuși cât de cât ok filmarea și o să vorbim după despre produs. Pur și simplu ai învărtit aici, da, s-a rupt. Aici un fitil. Care se aprinde de la chestia asta.
zic că a fost destul de ok. Deci, cum ziceam acolo, revenim cu un comentariu după test. Wow, cum mi s-a părut. La preț este destul de ok. Fum ok pentru acel preț. Căutați voi pe net, găsiți site-uri din Polonia, Cehia, așa mai departe, vedeți acolo prețuri. Așadar, nu mă întrebați pe mine de preț. Are chestia asta practică, spuneam și acolo, se desface prin răsucire, ați văzut. Sufla vântul, deci mă repet, o mai spun astea și la alte clipuri, când ies să filmez teste de produse, iau mai multe produse cu mine și le testez. Așa a fost să fie, să sufle vântul când am ieșit să testez acest produs, mă rog, printre altele. Dar și așa a fost destul de ok, s-a văzut că are un fum destul de gros. Da, deci nu este fum subțire și a fost destul de ok. Mai ales că este culoare neagră, culoarea roșie este tot așa intensă, culorile, nu știu, albastru, de obicei alea sunt mai slabe, sau verde sau galben. De aceea eu aleg tot timpul să cumpăr negru, roșu, pentru că mereu sunt culori mai intense și mai groase. Deci ca și fum, are fum mai gros. Culoarea neagră și cea roșie, dar și cea albă de obicei are fum gros. La albastru acolo e așa mai deschis, mai, deci că vezi prin el. Bun. Cam asta a fost și cu TXF933 de la Triplex. Pentru a folosi la ședințe foto, cred că este destul de ok. Atât că trebuie să te miști destul de repede să faci poze, pentru că ține, da, undeva la un minut. Dar dacă sunteți fotografi profesioniști sau vreți să faceți o ședință foto cu un fotograf profesionist, ăla cu siguranță știe ce să facă, să din, nu știu, 100 de poze să vă scoată câteva care să iasă destul de ok cu această fumigenă. Pentru că la altceva nu-i văd rostul la ce să mai folosim. Și în paintball, da, între timp mi-a venit ideea asta, da, cei care jucați paintball, este P1, se poate folosi, cred că și acolo. Bun, cam asta a fost și cu P1. Asta o să meargă la mizerie. Astea poate să rămână la pentru a folosi, să aprindem chestii, dar eu oricum folosesc bricheta, așa că nu știu dacă o să păstrez treaba asta, capacul acesta. În fine, ne auzim data viitoare cu un alt video. De data aceasta nu mai postăm triplex, că m-am săturat de triplex. O să postăm, nu știu, altceva. Bun. Cred. Nu știu. Poate tot triplex. Vă mulțumesc din nou că mă urmăriți, că m-ați urmărit. Ne auzim data viitoare. Pa!